Bună ziua, sunt botezată Elena, directoarea programului Copii în cadrul Centrului Internațional La Strada. Vă mulțumim că ați ales să urmăriți această conferință de presă, la care ne-am propus să vă prezentăm principalele constatări, concluzii și recomandări ale celui mai recent studiu privind siguranța copiilor online pe internet. Studiul a fost realizat în anul 2020 în colaborare cu Magenta și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, care ne-a oferit suport în colectarea datelor în mai multe instituții de învățământ din întreaga țară. Studiul a fost realizat într-un context pandemic, în care copiii au petrecut mai mult timp pe online și, inevitabil, mai mult timp pe internet presupune și o predispunere mai mare față de riscurile pe online. Una din cele mai mari provocări cu care se confruntă copiii pe online este riscul abuzului sexual online. Iată de ce această cercetare și-a propus să analizeze acele experiențe și comportamente ale copiilor care îi fac mai vulnerabili în fața riscului de abuz sexual în mediul virtual. Alături de mine este doamna Angela Pisăcaru, care e consultant principal în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, și Aurelia Bradețchi, consultat în cadrul Magenta. Și în continuare o invit cu un cuvânt de salut pe doamna Pisăcaru. Doamna Pisăcaru? Bună ziua tuturor! Subiectul siguranței copiilor în mediul online a fost un subiect dintotdeauna pe agenda Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, subiectul fiind în special mai important atunci, acum când suntem mai mult înconjurați de aceste tehnologii informaționale și în special în contextul în care elevii au fost nevoiți în anumite perioade de timp să-și desfășoare lecțiile online, astfel fiind mai mult în internet și având mai mult acel timp de utilizare a resurselor internet și respectiv, după cum a spus și doamna Botezatu, au avut crescut acel probabilitate de a se întâlni cu diferite situații mai puțin plăcute. Prin acest studiu ne dorim încă o dată să vedem care sunt acele momente slabe și să vedem cum am putea să răspundem acestor provocări, acestor momente, poate mai puțin plăcute, care pot avea loc sau se întâmplă. Cu toate că Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a început actualizarea curriculară în perioada anilor 2018-2019, suntem în perioada al treilea an de implementare a curriculumului învățământul primar și deja al doilea an de implementare a curriculumului actualizat pentru gimnaziu și liceu. Vreau să menționez că în curricula școlară actualizată în perioada anilor 2018-2019, la mai multe discipline școlare se regăsesc conținuturi, dar și unități întregi de învățare cu privire la subiectul siguranței copiilor în mediul online. Aș vrea să menționez aici și disciplina modulul educație digitală care se studiază obligatoriu în învățământul primar, educație pentru societate, dezvoltare personală, disciplină obligatorie și, desigur, la disciplina informatică, dar și în cadrul disciplinelor opționale, precum educație pentru medie și educație pentru sănătate. Este important acum să reușim să pregătim cadrul didactic astfel încât să fie valorificate pe deplin aceste conținuturi și să obținem în timp acel rezultat scontat pe care ne-l dorim. Mulțumesc încă o dată partenerilor pentru acest studiu și este important să știm care este situația actuală, ca să vedem care sunt acele momente slabe și să știm cum putem să răspundem acestora. Vă mulțumesc, doamna Pisăcaru, și în continuare aș dori să o invit pe Aurelia Bradețchi, care o să ne prezinte principalele constatări privind modul în care copiii utilizează internetul în Republica Moldova. Bună ziua, sunt Aurelia, reprezint compania Magenta Consulting, compania care a implementat această cercetare pe teritoriul Republicii Moldova. Cum a spus și Elena, scopul primar al studiului este de a identifica comportamentele riscantele copiilor în mediul online, care amplifică vulnerabilitatea lor față de abuzurile sexuale în mediul online. Pentru a realiza acest scop și obiectivele propuse, a fost utilizată o metodologie mixtă de cercetare care presupune îmbinarea datelor cantitative și calitative. Drept date cantitative, am efectuat un sondaj în rândul la 3.829 de copii de 9-17 ani din Republica Moldova. Sondajul este reprezentativ național pentru acest segment de vârstă. Datele au fost colectate prin mediul online, prin metoda autocompletării, cu
cu o marjă de eroare de plus minus 1,6%. Pentru a completa datele obținute în cadrul sondajului, am efectuat de asemenea 20 de interviuri aprofundate cu copiii de 9-17 ani, atât din Chișinău, cât din alte orașe sau din mediul rural. În același timp am intervievat atât fete cât și băieți și copii de diferite vârste pentru a avea o imagine cât mai amplă asupra acestui fenomen. Și datele au fost colectate în perioada 8-25 decembrie 2020. Segmentul, deci intervievați au fost împărțiți în trei segmente de vârstă. 9-11 ani, segmentul 1, ulterior 12-14 ani și copiii de 15-17 ani. Cu ajutorul datelor colectate s-a efectuat portrete virtuale pentru aceste trei segmente de vârstă. Deci 4 din 10 copii de 9-11 ani nu știu cum să modifice setările de confidențialitate pentru conturile lor pe rețelele de socializare, iar unul din 7 copii în general nu cunoaște ce informație poate fi publicată și ce nu ar trebui spusă nimănui. În același timp, în rândul copiilor de 9-11 ani, cea mai utilizată platformă pentru comunicare este Viberul. În cadrul interviurilor aprofundate, ei menționau că prin această platformă comunică atât cu părinții, cât cu prietenii, chiar și cu profesorii de la școală în cadrul cursurilor online. Copiii au fost întrebați dacă au discutat online cu persoane necunoscute și 2 din 10 copii de 9-11 ani au comunicat online cu persoane necunoscute, iar unul din 10 a recunoscut că s-a întâlnit în realitate cu o persoană pe care a cunoscut-o în mediul online sau a refuzat să vorbească despre aceasta. Copiii de 12-14 ani, segmentul lor diferă de copiii mai mici. Aproape fiecare al doilea copil a comunicat cel puțin o dată cu o persoană necunoscută în mediul online, iar unul din 5 copii s-a întâlnit în realitate cu persoane pe care le-au cunoscut pe internet. Totodată, în rândul acestui segment de copii, cele mai utilizate platforme pentru comunicare în mediul online sunt Viber și Instagram, care sunt utilizate de ponderea câte 67%, care sunt urmate de TikTok. Datele acestui studiu ne-au ajutat să înțelegem că copiii de 12-14 ani sunt segmentul care suferă cel mai mult din cauza hărțuirii online sau a furtului de identitate. Și copiii de 15-17 ani, vedem că 6 din 10 adolescenți comunică online cu persoane necunoscute, iar fiecare al treilea adolescent s-a întâlnit în realitate cu o persoană pe care o cunoscut în mediul online. Deci, odată cu înaintarea în vârstă, crește ponderea copiilor care comunică online cu persoane necunoscute și care se întâlnește în realitate cu persoane cunoscute doar pe internet. Drept platforma preferată de comunicare în rândul copiilor de 15-17 ani este Instagram, unde majoritatea utilizează această platformă. Totodată, datele ne-au arătat că copiii de 15-17 ani, în proporție de 57%, comunică cu prietenii lor atunci când au o problemă sau o neclaritate apărută pe internet. Deci ei dau prioritate comunicării cu prietenii, însă nu cu un părinte sau cu un adult care ar putea să-i ajute să treacă peste problema lor. Elena? Da, îți mulțumesc, Aurelia. În continuare, mi-am propus să vă prezint principalele constatări privind riscurile și experiențele neplăcute prin care trec copiii în mediul virtual. Datele cercetării ne indică că fiecare al patrulea copil în anul 2020 a trecut printr-o experiență neplăcută în mediul online, care s-a întâmplat cel puțin o dată pe lună. Iar jumătate din acești copii au fost profund afectați de cele întâmplate. Cele mai neplăcute experiențe ale copiilor în mediul virtual sunt accesarea de conținut sexual involuntar, sunt recepționarea unor mesaje cu caracter sexual pe aplicații de tip chat sau rețele de socializare,
sunt acele comportamente de hărțuire, mesaje jignitoare în adresa copilului, precum și furtul de identitate, avându-se în vedere acele situații când datele personale ale copilului au fost copiate și utilizate în alte scopuri, fără a fi consultate cu copilul. Analizând datele din 2020 comparativ cu acele statistici pe care le aveam în 2017, am observat unele tendințe ce vizează tipul problemelor și modul cum au evoluat lucrurile între timp. În anul 2020 constatăm că un număr mai mare de copii au trecut prin experiențe neplăcute comparativ cu numărul copiilor din 2017. Dacă să analizăm ponderea copiilor de 12-14 ani care au trecut prin experiențe neplăcute în 2020, numărul lor este mult mai mare. La fel constatăm că profilul problemelor cu care se confruntă copiii pe internet la fel s-a schimbat în timp. Dacă în 2017 copiii se confruntau cel mai des cu problema furtului de identitate sau problema blocării unui cont pe o rețea de socializare, în 2020 cel mai des copiii au menționat despre accesarea involuntară de conținut sexual în timp ce navigau pe rețele de socializare sau pe alte platforme, alte site-uri. La fel se atestă faptul că vârsta copiilor care ajung în experiențe de abuz sexual este mult mai mică. Deci vârsta copiilor care trăiesc experiențe ce pot expune riscul de abuz sexual online este mult mai mică. Și datele studiului din 2020 ne arată că atât copilul de 9 ani cât și copilul de 17 ani poate trece prin situația în care să primească o propunere, o solicitare cu caracter sexual pe aplicații de tip chat. Vârsta copiilor care trec prin hărțuire online la fel s-a schimbat în timp și observăm că dacă în 2017 cel mai des copilul de 15 ani era expus riscului de a fi hărțuit online, în 2020 vârsta copiilor a scăzut. Deci categoria de vârstă 12-14 ani este cea mai vulnerabilă. Nu orice copil însă care accesează internetul va ajunge să treacă printr-o experiență neplăcută în mediul online, să fie hărțuit sau să acceseze conținut sexual involuntar. Datele cercetării ne indică faptul că copiii din mediul rural sunt mai vulnerabili și trec de obicei mai frecvent prin experiențe neplăcute pe online. La fel, datele ne mai arată că categoria de vârstă 15-17 ani sunt cei mai vulnerabili la a trece prin diferite experiențe neplăcute pe online. În contextul cercetării am încercat să analizăm și profilul socioeconomic sau al familiei din care provine acel copil care este expus riscului pe internet și am atestat că anume acel copil care provine dintr-o familie cu statut socioeconomic mai redus, copilul în care are un părinte sau ambii părinți plecați la muncă peste hotare, copilul care locuiește cu alte rude sau care la general nu are părinți, mai des trece prin experiențe neplăcute pe online decât copiii care trăiesc în familii funcționale. Aceste date ne indică despre faptul că mediul din care provine copilul influențează foarte mult asupra vulnerabilității lui pe internet. Atunci când trec prin experiențe neplăcute, anume această categorie a copiilor care provin din familii nefuncționale, ajung să nu vorbească cu nimeni, aleg să nu discute cu nimeni despre experiențele prin care trec și aleg să depășească de sine stătător acea provocare cu care se confruntă pe online. În scopul cercetării, la fel, ne-am propus să vedem care sunt acele experiențe prin care trec copiii care îi fac mai vulnerabili la o situație de abuz sexual online. Prin abuz sexual online, având în vedere acele cazuri în care copilul este determinat să se implice în activități sexuale pe care nu le înțelege sau pentru care nu își poate exprima consimțământul. Am constatat că 7 din 100 copii din Republica Moldova în ultimele 12 luni au recepționat online conținuturi cu caracter sexual pe rețele de socializare. Au primit astfel de materiale de la persoane pe care le cunosc, inclusiv și de la persoane pe care nu le cunosc. În 50% dintre cazuri, copiii au primit astfel de mesaje de la persoane pe care nu le cunosc. Ceea ce am mai constatat e că anume categoria de vârstă 15-17 ani, cel mai des primesc fotografii, mesaje cu caracter sexual de la semenii lor,
Ceea ce ne indică despre faptul că este o categorie de vârstă vulnerabilă, este o categorie de vârstă când normalizează schimbul de mesaje cu caracter sexual și respectiv e necesară o abordare specială și necesară discuția cu adolescentul despre riscurile expedierii și comunicării pe teme cu caracter sexual în mediul online, în special cu persoanele pe care nu le cunosc în realitate. Ce ne mai indică datele? Datele ne mai indică faptul că 3% din copiii din Republica Moldova au primit, din categoria de vârstă 12-14 ani, au primit astfel de mesaje și fotografii cu caracter sexual, în timp ce la categoria de vârstă 15-17 ani procentajul copiilor este mult mai mare, deci practic este dublu. Cât vârsta copilului este mai mare, respectiv și riscul la care se expune în mediul online, prevalența lui este mai mare. Această prevalență influențată și de interesul pe care îl are adolescentul la 15-17 ani, care este mai interesat să fie implicat, să-și creeze noi prieteni, să inițieze relații pe online, respectiv ajungând să comunice mai des cu persoane necunoscute, inclusiv să facă schimb de imagini sau video mai intime despre sine. Adolescenții consideră că expedierea de imagini cu caracter sexual este ceva ok și asta este îngrijorător pentru că în ultimii 4 ani nu s-a schimbat practic nimic în atitudinile și percepțiile pe care le au adolescenții față de schimbul de fotografii și video cu caracter sexual. Exact cum și în 2017 adolescenții spuneau și considerau că este ceva firesc într-o relație să faci schimb de mesaje și fotografii intime, suntem în 2021, iar situația nu s-a schimbat practic deloc. Mai mult decât atât, 3 din 10 adolescenți consideră că asta este ceva ok dacă nu se vede fața ta în fotografii, respectiv nu ești expus niciunui pericol dacă expediezi o fotografie mai intimă în care nu se vede fața. Și asta iarăși ne indică despre faptul că adolescenții nu înțeleg care sunt acele riscuri la care pot fi expuși atunci când expediază fotografii sau video mai intime. Iar acest comportament este de fapt, această acțiune este de fapt una dintre principalele care face copilul mai vulnerabil la situații de abuz sexual în mediul online. Un procentaj de 3% au indicat faptul că au fost constrânși să expedieze fotografii sau video sau li s-au spus că în cazul în care nu vor transmite astfel de fotografii, vor fi publicate anumite informații compromițătoare despre ei. Asta indică despre o experiență de abuz în mediul online, pentru că această experiență cu siguranță nu s-a întâmplat consensual cu acordul copilului. Plus la toate aceste date ne mai indică despre faptul că numărul copiilor, de fapt, care trec prin experiențe de abuz sexual este mult mai mare decât numărul celor pe care noi specialiști am reușit să identificăm. Pentru că dacă raportăm acest procentaj la număr total al copiilor din Republica Moldova, dăm seama că chiar acum, în acest moment, mii de copii trec prin experiențe de abuz sexual online. Copii care nu au reușit a fi identificați și care nu beneficiază de suportul nici a părinților, nici a specialiștilor. Analizând profilul copiilor care cel mai frecvent trec prin experiențe de abuz sexual în mediul online, am constatat că asta se întâmplă cel mai frecvent adolescenților de 15-17 ani. Alarmant e faptul că și copiii de 9-11 ani au expediat și ajung să treacă prin experiențe neplăcute cu caracter sexual pe online. Deci, în ultimile 12 luni, 1% din numărul total al copiilor din Republica Moldova, cu vârsta de 9-17 ani, au expediat imagini și video cu părți intime ale corpului lor. Respectiv, atât categoria de vârstă mică, cât și adolescenții sunt la fel de expuși pericolului de a trece printr-o experiență neplăcută ca urmare a acțiunii de expediere a unei fotografii sau unui video cu caracter mai intim.
La fel am mai constatat că foarte mult influențează familia copilului, acei copii care se simt în siguranță acasă, acei copii care au menționat că beneficiază sau au o parte de suportul părintelui, de ghidarea părintelui atunci când se confruntă cu o problemă pe online. Acești copii mai puțin au trecut prin experiențe neplăcute. Un alt factor care influențează e cu siguranță lecțiile și activitățile realizate împreună cu profesorul. Pentru că acel copil care află la școală despre siguranța online, acel copil care își dezvoltă anumite abilități, va putea ulterior să recunoască o situație cu potențial riscant și să poată să oprească la momentul potrivit sau să depășească experiența respectivă. În concluzie, ce am constatat noi că în anul 2020 situația pandemică chiar a influențat vulnerabilitatea copilului pe online. Numărul experiențelor și tipul experiențelor neplăcute prin care au trecut copiii s-au schimbat foarte mult în timp, iar asta ne determină să întreprindem anumite acțiuni, să solicităm să fie întreprinse anumite acțiuni de urgență pentru a putea preveni cât mai multe situații neplăcute care le se pot întâmpla copiilor. Și e necesară, pe de o parte, abilitarea, informarea, capacitarea adultului pentru a putea crea mediul de încredere copilului, dar în același timp informarea copilului. Informarea copilului la școală pentru a le dezvolta acele abilități pe care copilul la moment nu le are. Pentru că din cele prezentate inclusiv și de doamna Bradețchi am observat că există o foarte mare diferență între ceea ce face copilul pe online și ceea ce cunoaște copilul pe online, ceea ce poate copilul pe online. Și deseori există un contrast, o diferență foarte mare între aceste două acțiuni și de aici se naște practic zona de risc. De aici apare riscul la care copilul poate fi expus pe online. Sunt necesare programe de formare a specialiștilor, e necesară pregătirea părintelui și dezvoltarea unor programe de educație parentală pentru părinți, programe care să fie adaptate categoriilor de vârstă copilului, care să furnizeze unele recomandări și să dezvolte anumite competențe ale părintelui, ținând cont de specificul vârstei copilului. La fel, este necesar să ne schimbăm cu toții perspectiva și modul în care privim responsabilitatea de a educa siguranța online, pentru că, cu părere de rău, și în 2021 apar întrebări despre cine este responsabil de educarea siguranței online. Și acest studiu ne arată, de fapt, că nu putem pasa toată responsabilitatea pe părinți, pentru că, cu părere de rău, categoria cea mai vulnerabilă a copiilor sunt acei care au unul sau doi părinți plecați la muncă peste hotare sau sunt acei copii care, la general, nu au părinți. Respectiv, este necesară informarea, mobilizarea tuturor specialiștilor cu mandat de protecție a copilului pentru a putea să le ofere suport și pentru a-i putea ghida pe copii să prevină și să depășească acele experiențe neplăcute prin care ar putea trece pe online. Acestea au fost principalele constatări, concluzii, recomandări pe care am vrut să le prezentăm la acest eveniment. Vă mulțumim mult pentru atenție și în cazul în care doriți să aflați mai multe detalii despre cele prezentate, o să puteți accesa studiul pe site-ul Centrului Internațional La Strada, lastrada.md. Mersi!